Jurnalele RTT. Știri la fix. 9 unități școlare din județul Brașov aveau intenția de a boicota simularea examenului de valoare națională. Profesorii au renunțat în cele din urmă la forma de protest, astfel că proba la limba și literatura română s-a desfășurat fără incident în Brașov, unde s-au prezentat 4.082 de candidați din cei 4.253 înscriși. La Colegiul Național Andrei Șaguna, prima probă a examenului simulat a fost ca o lucrare, pentru care candidații au învățat chiar din timpul orelor. Au fost ok, adică m-am descurcat, nu mi s-a părut că a dat ceva ce n-ar fi trebuit să știm și sper să fie bine acum. Te-ai pregătit mult? Da, destul de, weekendul ăsta am repetat. Mie mi-a picat exact ce speram, argumentare fabulă la primul subiect, la al doilea o întâmplare la grădina zoologică. Noroc că am fost și aici în Brașov și m-am putut inspira, chiar a fost o întâmplare, au început urangutanii să arunce cu mere noi și să țipe. Am avut inspirație, sper să fie bine. A fost chiar ușor. A fost din materia studiată săptămâna trecută pentru mine, deci a fost foarte bine. Și da, nu mi-a pus probleme, chiar cred că m-am descurcat bine. Rolul simulărilor este, printre altele, de a-i pregăti pe elevi cu atmosfera de examen, însă șaguniștii sunt obișnuiți de mult cu ea. Dacă ținem cont că majoritatea copiilor merg în olimpiade, concursuri școlare, naționale, interjudețene, na, ei nu prea au emoții așa. Aproape fiecare copil de clasa 8 a fost pe la vreo olimpiadă, pe undeva. Conducerea Inspectoratului Școlar Județean spune că simulările dau și măsura exactă a pregătirii copiilor pentru adevăratul examen care va avea loc în vară. Sunt foarte importante, le-am avut în fiecare an. Ne dau niște indicatori, vrem să vedem care este nivelul elevilor și ce putem să facem în perioada care a mai rămas, de acum de la simulare până la evaluarea națională, ca să maximizăm rezultatele. Simularea evaluării continuă în 6 martie cu matematica și în 7 martie cu proba la limba și literatura maternă pentru candidații care studiază în limbile minorităților naționale. Rezultatele vor fi comunicate în 16 martie. Proba de astăzi a fost la un pas de a nu mai avea loc în anumite unități școlare, spun sindicaliștii din învățământ. În urma referendumului am avut 9 unități de învățământ care au dorit boicotarea simulării examenelor. Evaluarea a avut loc pentru că au fost pregătite încă 2-3 rânduri de cadre didactice care să supravegheze și să evalueze. Noi știam acest lucru, din acest motiv nu am mai anunțat la Inspectoratul Școlar, însă doresc să spun că intenția oamenilor a fost aceasta și în general în tot județul sunt nemulțumiri destul de mari. Nemulțumirile sindicaliștilor sunt mai multe. Sunt nemulțumiri destul de mari referitoare la încadrarea personalului didactic cu peste 25 de ani vechime, faptul că acest 20% nu se acordă și personalului nedidactic și mai ales personalului nedidactic din inspectoratele școlare, unde oamenii sunt cu studii superioare și sunt trecuți la nedidactic, deși în unitățile de învățământ sunt didactic auxiliar. De asemenea, este vorba de sporurile, mă refer la gradația de merit și la sporul de dirigenție, care nu se acordă la salariul de bază acesta după legea 153, ci la cel de anul trecut. Sindicaliștii spun că mai este în discuție și problema colegilor tehnice care urmează să fie reevaluate și care, potrivit unui ordin, ar trebui să aibă o rată de promovare peste media națională. Dacă obțin autorizație, sindicaliștii vor să picheteze Ministerul Muncii în 15 martie și guvernul o zi mai târziu. Peste 240 de rable au fost identificate pe domeniul public al municipiului Brașov. Cu toate acestea, doar 6 epave au fost și ridicate de către autoritățile locale după ce proprietarii mașinilor nu au fost găsiți. Unii dintre posesorii acestor autoturisme se conformează somaților edililor și își mută mașinile. Alții, în schimb, fac dovada faptului că vehiculele sunt funcționale. Campania primăriei și a poliției locale de eliberare a domeniului public de mașini abandonate a pornit în luna noiembrie anului trecut. Din cele 247 de rable depistate, în 147 de cazuri, proprietarii identificați de polițiști s-au conformat somaților de a-și ridica mașinile de pe domeniul public. Sunt și cazuri în care rablele nu pot fi ridicate pentru că nu se află pe domeniul public sau proprietarul dovedește că mașina este funcțională. Sunt unii proprietari care au parcat, au plătit parcarea și ca atare aceste mașini nu pot fi ridicate chiar dacă arată într-o stare, cum spuneți dumneavoastră, deplorabilă, iar alți proprietari au adus dovada că au ITP-ul făcut.
În 6 cazuri în care proprietarii nu au fost găsiți, după mai multe încercări și notificări, mașinile au fost ridicate de firma cu care Primăria Brașov a semnat contractul pentru această operație. În acest moment, la Poliția Locală sunt în lucru alte 28 de dosare în care au fost identificați proprietarii unor mașini abandonate pe domeniul public de mai multă vreme. Documentele au ajuns la primărie, care va transmite somația finală pentru proprietari. Aceștia vor avea la dispoziție 5 zile de la primirea somației pentru a-și ridica vechiturile de pe domeniul public. În caz contrar, vor avea de plătit o amendă de 2000 de lei. Distracția la balul vânătorilor din Făgăraș n-a fost o poveste vânătorească. Cei aproape 600 de invitați au petrecut sâmbătă seara cu vin bun, friptură de vânat și legende specifice vânătorii după un an cinegetic plin de evenimente și trofee. Cu întreținerea atmosferei s-au ocupat doi crainici faimoși în lumea radioului, Popescu și Flic. Vreau să remarcați ținutele noastre. Eu sunt îmbrăcat în vânător de mistreți, iar este în vânător de gazele cu două picioare. Iată-l că e la vânat. Managerul restaurantului care a găzduit petrecerea s-a pregătit cum se cuvine pentru un astfel de eveniment. Decorul a fost unul demn de aventurile cinegetice ale mesenilor. Avem trofee din Africa de Sud care le-au văzut, din Groenlanda, unde s-au vânat la minus 40 de grade, Kazakhstan, Kyrgyzstan, din majoritatea țărilor din lume. Dintre poveștile născute din incursiunile lor prin păduri, cu capturi impresionante și isprăvi greu de crezut, vânătorii au deponat la mese una cu final fericit, chiar dacă a implicat o ursoaică rănită. Un vânător străin, spaniol, care a tras greșit într-un urs, s-a pripit, a fost atacat de el, cu o seară înainte, era un vânător în vârstă, își dorea o iubită, ceruse o iubită din România, să zic așa, și ursoaica în care a tras l-a atacat chiar în zona inghinală și l-a mușcat și noroc cu vânătorul vecin care a împușcat ursul la momentul oportun, astfel încât i-a salvat viața vânătorului spaniol. După aceea toată lumea a făcut haz de necaz că femeia din România a fost de fapt o femelă de urs. După atâta mâncare și povești, era normal ca petrecărăților de la mese să le vină și cheful de hore. Comesenii au ocupat ore întregi ringul de dans pe ritmurile lui Vasilica Cetărașul și Călin Crișan. Brașovul a fost al patrulea angajator al anului 2017 din țară. Cu 6500 de angajări efectuate anul trecut, județul Brașov se află în spatele Timișului cu 6700, al Clujului cu 9700 de angajări și la mare distanță de București, care și conduce topul angajărilor cu aproape 52800 de noi angajări. Potrivit specialiștilor, cele mai multe angajări se fac în domeniile IT, automotive și producție, iar anul 2018 este așteptat să fie și mai ofertant din punctul de vedere al locurilor de muncă și mai provocator pentru persoanele responsabile de recrutare. 2017 a fost un an reprezentativ pentru piața muncii, fiind anul în care s-a depășit efectivul total de salariați din perioada de boom economic. În același timp, în ultimul deceniu, peste 3 milioane de români au plecat la muncă în străinătate. Vremea mohorâtă de la Brașov nu i-a scutit de intervenții pe angajații serviciului public local Salvamont. Deși numărul de turiști veni să schieze în Poiana Brașov nu a fost atât de mare ca în weekendurile însorite, salvamontiștii au avut numeroase intervenții în cazul unor accidente pe pârtie. Sâmbătă, salvatorii montani au fost solicitați să intervină în 12 cazuri în care turiștii s-au accidentat în timp ce practicau sporturi de iarnă. Victimele au fost preluate de salvamontiști care i-au coborât în siguranță la baza muntelui după ce le-au acordat primul ajutor. Pentru 5 dintre aceste persoane au fost chemați în sprijin reprezentanții ai serviciilor de ambulanță sau SMURD, cu ajutorul cărora răniții au fost transportați la spital. De la începutul sezonului de iarnă, serviciul public local Salvamont Brașov a intervenit în 550 de evenimente. Micaela Olga Judele revine în conducerea ISJ Brașov. Profesoara făgărășancă a fost numită prin detașare în interesul învățământului în funcția de inspector școlar general adjunct al Inspectoratului Școlar Județean. Judele va ocupa postul interimar până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de finalul acestui an școlar, cu rezervarea catedrei la care este titulară. Proaspătul inspector adjunct revine astfel în conducerea inspectoratului pe care l-a și condus în 2008. Privesc această revenire ca pe o responsabilitate, pentru că orice funcție înseamnă responsabilitate, în primul rând, și șansa de a contribui, atât cât îmi stă în putere, să fac ca învățământul brașovean să
fie la standardele de calitate, la ceea ce părinții, profesorii și elevii așteaptă de la noi. În 2008, după plecarea de la inspectorat, Micaela Olga Judele a fost director interimar al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, post pe care l-a ocupat până în anul 2011. De atunci a fost director al Liceului Teologic Sfântul Constantin Brăcoveanu din Făgăraș. Etapele de Cupa Mondială de la Râșnov au confirmat rezultatele de la Jocurile Olimpice de la Pyeongchang. Vicecampioana olimpică a câștigat manșa de sâmbătă, în timp ce ambele manșe de duminică au revenit campioanei olimpice. Din păcate, doar Dana Haralambie, dintre cele trei românci, a reușit să intre în primele 40 pe locul 23. Sâmbătă, brașoveanca a reușit o săritură de 77 de metri, cu care a ocupat locul 30. Vântul s-a întățit, iar manșa a doua nu a mai avut loc, astfel că a fost declarată câștigătoare Katarina Althaus din Germania, în fața norvegiencei Maren Lundby. Podiumul a fost completat de o altă sportivă din Germania, Carina Vogt, fosta campioană olimpică. Publicul a fost încântat de evoluția celor mai bune săritoare din lume. Sunt sibian, în fiecare an vin cu soția aici, face mare plăcere să vin și cred că trebuie să le dăm un pic de respect celor care se străduiesc aici să facă o competiție de nivel internațional. Steagul românesc este clar, susțineți echipa României, nu? Bineînțeles, susținători convinși. Și, în primul rând, ne bucurăm că se poate ține o olimpiadă de etapă mondială la seniori fete. Duminică au avut loc ambele manșe, iar campioana olimpică, Maren Lundby, nu le-a mai lăsat nicio șansă adversarelor. Cu o săritură de 100 de metri în prima manșă și 97 de metri în cea de-a doua, norvegianca a fost departe de adversarele sale. Katarina Althaus a fost a doua, iar surpriza a venit din partea slovenei Nika Krišnar, care a ocupat ultima treaptă a podiumului. Sper că această victorie să conteze foarte mult pentru moralul meu și pentru viitor, deoarece din urmă vin foarte multe sportive valoroase și este tot mai greu să te menții la cel mai înalt nivel. Se vede acest lucru și la Sara Takanashi, care a dominat ani de zile, iar acum are concurență foarte puternică. Sper să mă mențin și eu în frunte mulți ani, așa cum a făcut-o ea. Chiar dacă a sărit mai bine decât sâmbătă, Dana Haralambie nu s-a calificat în manșa secundă. Pentru ea a fost însă o performanță bună, mai ales că nu s-a putut antrena suficient în ultima perioadă. Aflată mult timp în fruntea topului săritoarelor, japoneza Sara Takanashi nu a reușit să prindă podiumul în niciuna din cele două zile. Dacă sâmbătă nipona a fost a cincea, duminică a încheiat imediat sub podium pe poziția a patra. Cu toate acestea, sportiva din Țara Soarelui Răsare a fost urmată la Râșnov de o armată de jurnaliști și de mai mulți suporteri. Treptat, handbalistele de la Corona încep să redevină formația care se lupta pentru cupele europene. Drumul este însă lung și dificil, iar sâmbătă brașovencele au avut o partidă foarte grea cu penultima clasată Danubius Galați. După o primă repriză egală, scor 8-8, formația gazdă a început să joace mai bine în atac și a trecut în avantaj. Câteva intervenții ale Anei Mârcă și o aruncare de la 7 metri parată de Daciana Hosu când echipa era în inferioritate numerică au făcut ca gazdele să fie mult mai relaxate în atac și să poată marca golurile care să-i aducă victoria. Dacă pentru Corona rezultatul nu era foarte important în clasament, pentru gălățence o victorie ar fi fost extrem de prețioasă. În cele din urmă, Corona s-a impus cu 21-18 și a acumulat 27 de puncte după 19 etape cu care a urcat pe locul 7. În ultimele 5 etape suntem tot aproape, da? Nu se concretizează în clasament, adică nu acumulăm punct. Care a fost atul noastră în meciul acesta? Fetele s-au bătut și au dorit, își doresc de câteva etape bune, suntem în creștere de formă. Ideea e că ne mai trebuie și acel gram de noroc care ține de sportiv la un moment dat și de partea sportivă. Dacă aveam păr, cred că eram alb, de-aia nici nu mi-am lăsat pletele. Da, victorie grea. Muncită până la urmă, v-am spus, orice meci va fi greu pentru noi. Sperăm să ajungem și la, sau eu în primul rând sper în ziua aia să ajung și o să am liniște. Pentru Corona au marcat Chiricuță 4, Ciuciuletă 3, Târcă 3, Popa 3, Neagu 3, Tiron 3, Bloj 2 goluri. La finalul săptămânii, în etapa 20-a, Corona va juca în deplasare cu HCM Slobozia, formație clasată pe locul 11. Hocheiștii de la Corona Brașov s-au calificat în semifinalele Erste Liga după ce au trecut cu scorul general de 4-2 de formația maghiară Újpest Budapesta.
Sâmbătă, patinorul olimpic a găzduit partida cu numărul 6, pe care gazdele au început-o, decise să tranșeze disputa în favoarea lor. Saluga a deschis scorul după numai un minut, însă oaspeții au egalat două minute mai târziu prin Kovac. Budapestanii au trecut chiar în avantaj în minutul 13, însă Wolves a făcut 2-2 după alte 3 minute. La prima pauză, lupii erau din nou în avantaj 3-2 după reușita aceluiași Wolves. În partea secundă nu s-a marcat, iar scorul final a fost stabilit de Kniazev în al treilea minut al ultimei părți. În celălalt sfert, care nu era încă decis, Mac Budapest a trecut cu 7-1 de Ferencváros și s-a impus cu același scor la general 4-2. Cele două învingătoare se vor întâlni în semifinale. Primele două partide vor avea loc la Budapesta în 7 și 8 martie, pentru ca partidele de la Brașov să fie programate în 11 și 12 martie. În cealaltă semifinală se vor confrunta Sport Club Miercurea Ciuc și Miskolc. Meciurile se dispută după sistemul cel mai bun din 7 partide.